Salut, traderi! Este data de 24 noiembrie. Spuneam ieri că mă aștept la o corecție pe euro-dolar. Ba mai mult, am și intrat long. După cum observăm, această corecție nu a avut loc. Mă așteptam ca paritatea să revină în zona acestei rezistențe, de unde s-ar fi putut iniția poziții short, și am intrat long, lucru pe care îl fac destul de rar, să intru contra trendului. Ieri am fost destul de sigur că o să aibă totuși loc o corecție, n-a avut loc, cum spuneam, iar paritatea a scăzut sub acest minim, iar în momentul de față se tranzacționează în jur valorii de 1,05, valoare care reprezintă un prag foarte important. Încă mă gândesc că va exista corecție. Nu voi mai deschide poziții contra trendului totuși și voi aștepta ori în zona de min la un semnal de sell, ori în cazul în care va fi spart acest nivel de suport și va coborî mai jos, în cazul unei retestări a acestui nivel de suport. NZD-USD, NZD-USD, cum observăm, a avut acea corecție luni, acest bullish engulfing, n-a reușit să crească mai mult, iar acum scade, chiar a avut un nou minim local aseară și aici am aștept ca scăderile să continue. AUD-USD este interesant. După ce a scăzut sub acest nivel de suport, paritatea a crescut. Ieri a atins acest nivel de rezistență, deci confirmând faptul că spargerea este reală, și a format acest pin bar. Acest pin bar ar putea oferi un semnal de tranzacționare și în cazul în care și acest minim va fi depășit, următorul minim pe care l-am în vedere este 0,7170. S&P 500 consolidează maximele și aici mă aștept la continuarea creșterilor în zilele următoare. Probabil existând mici corecții, putându-se aborda o strategie buy on dips. Aurul a scăzut ieri violent, a rupt acest suport din jurul valorii de 1200. A scăzut. Acum, ori intrare în poziții short în cazul unei reconfirmări, ori în cazul în care vom avea un semnal de sell chiar dacă nu există o reconfirmare. O să închei cu o paritate despre care am vorbit zilele trecute. Cum spuneam, zilele trecute am intrat la cumpărare pentru GBP/NZD. Acest nivel de 0,177 a fost depășit. Paritatea putând să-și continue creșterile, iar targetul pentru această creștere ar fi în jurul valorii de 1,9. Spuneam și la momentul respectiv că cei care
hotărăsc să intre în această tranzacție, ar trebui să aibă în vedere faptul că paritatea este foarte volatilă și stop loss-urile trebuie să fie foarte largi. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!